Răceala de care pot suferi câinii este diferită de cea a oamenilor, însă patrupezii expuși frigului timp îndelungat pot intra în contact cu acest virus, având cam aceleași simptome ca și noi, respectiv febră, strănuturi, respirație zgomotoasă și chiar tuse. Deși boala se poate ameliora după câteva zile, organismul animalelor nu este la fel de pregătit să facă față bacteriilor, așa cum se întâmplă în cazul oamenilor. În sezonul rece, într-adevăr, avem probleme cu cățelușii, dar nu trebuie să ne gândim că există o gripă cum e la om. Deci noi nu putem să transmitem gripa noastră cățelușilor, fiecare specie are gripa ei, da? La cățeluși se întâlnește o boală virală care se manifestă ca o gripă, se manifestă prin tuse, temperatură crescută a corpului, nu foarte crescută, adică nu ajungem la 40 de grade, ne învârtim undeva la 39. Știm cu toții că ei au temperatura mai mare decât noi, așa, dar principalul simptom este tusea sau strănutul, da? Este o boală virală, cum este gripa la noi, dar nu putem să facem o corespondență. Se numește tuse de canisă, este foarte contagioasă și apare în perioadele reci, adică trecerile de la vară la toamnă și de la iarnă la primăvară, da? Sunt două sezoane pe an. Vestea bună este că se pot vaccina cățelușii și se previne această boală. Da? Aceasta este boala virală care se manifestă ca o gripă a oamenilor și mai există răcelile mai minore, da? O faringită, o laringită care se produc de obicei din cauza faptului că noi avem foarte cald în casă și când ieșim afară la o temperatură foarte scăzută, este o diferență cam de 10-20 de grade, atunci se poate să se întâmple ca gâtul să sufere și se manifestă tot ca o răceală, da? Prin tuse, prin strănut, prin, eu știu, temperatură crescută. Da? Tratamentele nu sunt foarte complicate, să zic, dar ar fi bine să, ca proprietarii să meargă la medic ca să se facă această diferențiere între boala infecțioasă virală și răcelile mai ușurele. Cât de periculoasă poate fi pentru animal dacă nu este tratată? Periculoasă ca și mortalitate nu este, dar de obicei cățelușii care nu sunt tratați, mai ales de boala virală, mă refer, de tusa de canisă, rămân cu niște sechele respiratorii, adică de fiecare dată când timpul se răcește, vor avea o tuse. Răceala nu este o afecțiune foarte frecventă și poate fi prevenită dacă păstrezi un mediu optim pentru sănătatea animalului tău de companie. Totuși, în cazul în care câinele prezintă simptomele prezentate mai sus, este obligatoriu să faceți o vizită la veterinar pentru a evita complicații.